Bună ziua, astăzi vă prezentăm noul LG GM730, un telefon ce a fost lansat în luna august 2009. Este ultimul din gama S-Class Touch UI, interfața de prezentare. Are un display TFT touchscreen cu ce suportă 65 de culori, o rezoluție de 240x320 pixeli, iar display-ul măsoară 3 inci în diagonală. Sub display găsim cele mai importante 3 taste: apel, respingerea apelului, respectiv cea care ne duce la meniul principal. Deasupra display-ului găsim și camera 3G pentru videoconferințe. Cu această ocazie ne dăm seama că telefonul este și 3G, suportă o viteză de download de până la 7,2 megabits pe secundă și de upload de până la 2 megabits. Partea din dreapta găsim slotul pentru căști. Cu ocazia asta vă spun și accesoriile care se află în cutie: căști, încărcător, cât și cablu de date. Mai jos butonul ce închide, respectiv deschide telefonul sau îl blochează. Și în ultimul rând butonul ce activează camera de 5 megapixeli. Partea în stângă găsim un loc pentru șnuruleț și tastele de volum. Trebuie să precizez că telefonul mai suportă și un card microSD de până la 16 GB. Mai dispune de conectivitate 3G. În acest sens am conectat la rețeaua noastră locală. Aici intrăm în meniu. Contacte. Puteți adăuga practic un număr limitat de contacte cu Apple, fotoapel, mesageria, istoria, contacte, ultimele apeluri, ultimele 30 de apeluri primite, ultimele 30 de apeluri efectuate și ultimele 30 de apeluri ratate. Vă puteți configura clientul de e-mail, Internet Explorer, binecunoscutul browser de la Microsoft. Având în vedere că telefonul dispune de Windows Mobile versiunea 6.1, puteți instala o multitudine de alte aplicații și în acest sens poate și alt browser, gen Opera. Se mișcă destul de bine. Eu folosesc în acest sens stilusul, însă puteți să folosiți și degetul. Să nu uităm de MSN Messenger. Este preinstalat în acest telefon. Multimedia, muzică, puteți instala o multitudine de, puteți adăuga o multitudine de melodii, share-urile mele. Momentan nu avem introduse nimic. Jocuri, sunt două jocuri preinstalate. Camera, pe care am vorbit mai devreme. Camera este 5 megapixeli, suportă rezoluție de până la 2592x1944 pixeli. Lentile Schneider Kreuznach. Dispune și de autofocus. Mai puteți înregistra și video. Bineînțeles, dispune de FM, radio, ce poate fi folosit căștile în dotare, alarme, calendar, multitasking. Bineînțeles, telefonul este unul business, dispune în acest sens de Office Mobile, puteți citi documente Excel, OneNote, PowerPoint, Word, File Explorer, Tools, Adobe PDF Reader, arhivator, dezarhivator ZIP. Din meniul setări găsim profilele. Puteți modifica luminositatea display-ului, timpul de răspuns și așa mai departe, alte opțiuni în acest sens. Bineînțeles, telefonul dispune și de Bluetooth, versiunea 2.0. Mă trebuie precizat că telefonul citește fișiere genul MP4, MP3, H.263, H.264,
cât și AAC, AAC Plus, VMA. Puteți sincroniza, aveți posibilitatea de a sincroniza contactele din calculator cu cele din telefon, e-mail-urile, calendarul, setări, dată și oră. Acesta este LG GM730. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.